Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 2 martie pentru semne de apă, rac, scorpion, pești, dar înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Haideți să vedem zodia rac. În această zi văd o relație de cuplu unde există pasiune, unde există apropiere, unde există iubire. Și văd un interes între și un transport în ce privește o altă persoană, un interes, o atragere în ce privește o altă persoană. Văd că iubirea va avea un rol important în această zi și văd că veți primi o invitație sau un mesaj secret sau un mesaj intim, un mesaj pentru dumneavoastră în special, o veste personală care cred că veți fi mai rezervați și o veți ține pentru voi, în secret. Aici văd că cineva poate așteptați o sumă de bani sau trebuie să cineva să vă ofere sume de bani, dar văd că nu prea dorește să ofere acest lucru. Văd că e vorba despre o avariție, despre o zgârcenie, să spunem așa. Cineva este mai meschin și încearcă să vă manipuleze într-un mod sau altul, să vă ducă cu vorba că nu are, că nu poate, sau încearcă să negocieze. Acești îndrăgostiți, văd că în ce privește acești îndrăgostiți, văd și o reușită în afaceri. Bun, nu știu ce treabă are, dar cred că așteptați în această zi persoana iubită și va veni în viața dumneavoastră și poate chiar și o colaborare în ce privește o afacere. Aici văd un interes. Dar văd și că așteptați această persoană și va veni, veți reuși. Și văd că veți primi un mesaj din partea soțului dumneavoastră, o invitație, un mesaj frumos, o declarație, un secret veți afla. Și în ce privește această zgârcenie sau aceste afaceri periculoase sau riscuri și o avariție din partea unei femei, semn de foc, berbecleu, săgetător, sau poate dumneavoastră veți prefera să faceți economii, să puneți bani deoparte sau să nu vă aruncați așa în ce privește aceste noutăți. Sau din partea unei prietene, poate de acolo va trebui sau așteptați să vă ofere ceva sau trebuia și văd că vă duce cu vorba. Haideți să vedem ce mesaj au să vă transmită îngerii pentru zodia rac. Nu dorește să iasă, am să scot eu. Zice entuziasm. Spune așa că ai nevoie de o mai multă încărcătură de vitalitate și de fericire. Da, deci ai nevoie de iubire, ai nevoie de culoare, de afecțiune. Da, și cred că va veni în această zi entuziasm în viața ta. Și aici spune că ea asumă-ți responsabilitățile în ce vrei să faci. Da? Deci trebuie să-ți asumi anumite responsabilități în ce privește o relație, un job sau aceste economii sau să-ți asumi responsabilitățile în ceea ce faci. Pentru că ceea ce vei oferi, acest lucru vei primi în schimb. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Doamne ajută tuturor. Sănătate, la revedere, numai bine. Haideți să vedem pentru zodia Scorpion. Văd că în această zi veți avea parte de o mai mare înțelepciune, de o creativitate, o realizare, o schimbare pozitivă pentru dumneavoastră. Poate în această zi vă veți ruga mai mult sau veți merge la un preot sau în creațiile dumneavoastră văd o elevație, o evoluție, poate veți studia, poate veți citi, dar o schimbare pentru dumneavoastră. Văd că veți fi foarte creativi și aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a manifesta ceea ce vă doriți în viața dumneavoastră. Și văd negocieri în ce privește un bărbat de afaceri. Aici văd un bărbat, poate chiar are un cățel sau în ce privește un bărbat, văd anumite negocieri cu acest bărbat pentru un contract, pentru o muncă, pentru anumite investiții. Dar vi se cere să reflectați. Văd că sunteți singură pe gânduri în ce privește aceste negocieri sau în ce privește aceste discuții. Sunteți pe gânduri și e nevoie să reflectați și cred că veți avea un pic de nostalgie, de malinconie.
Haideți să vedem. În ce privește această schimbare pozitivă pentru realizările voastre, pentru creativitatea voastră, spun că vi se spune să mergeți mai departe cu credință, să vă mișcați cu credință, să creați cu credință. Și din partea acestui bărbat de afaceri veți primi vești în această zi și veți comunica, veți negocia, veți sta la discuții în ce privesc investițiile voastre sau locul de muncă. Și această singurătate în ce privesc prieteniile sau invitațiile, sunteți pe gânduri și aveți malinconie în ce privește succesul dumneavoastră când erați tineri, poate, sau când ieșeați cu prieteni, când petreceați zile onomastice cu prieteni. Aici văd o reflecție în ce privește anumiți prieteni sau prieteniile în general, dar văd totuși că veți avea parte de succes în drumurile dumneavoastră dacă veți ieși. Vi se sfătuiește să ieșiți pentru că în drumurile dumneavoastră veți întâlni persoane cu care veți comunica, da? Și vă veți bucura. Haideți să vedem pentru zodia Scorpion. Hop, hop, unde fugi? Unde fugi? Dar de ce fugi? Au zburat, nu, au vrut ele să iasă. Haideți să vedem. Când ele vor să iasă, să fugă, fug. Nici nu m-am uitat. Haideți să vedem pentru zodia Scorpion ce va veni. Ok. Îmi spune că trebuie să luați o decizie aici pentru nou început și vi se spune să luați viața în mâinile voastre, să luați acea hotărâre, să nu stați să reflectați prea mult, să nu vă retrageți, fiți mai deciși. Ia mâinile în viața ta, decide ce vrei să faci pe mai departe. Uite că tot au vrut să iasă mai multe. Aici zice să dai cu inima, să fii generos, să ajuți, să fii generos, să asculți. Sau, da, ți se spune să oferi cu inima. Și aici zice, nu întotdeauna ne dăm seama de bogăția sau ceea ce ne oferă viața. Te sfătuiește să fii mai recunoscător pentru ce ai. Și aici bucurie. Va veni în viața ta fericirea. Vei avea parte de bucurie. Nu uitați, oamenii mei, că veți avea parte de bucurie, de succes, dar așteaptă fără să te grăbești. Mai ai răbdare, că va veni bucuria în viața ta. Dar trebuie să mai ai răbdare, da? Între timp, decideți. Fiți generoși, recunoscători și va veni bucuria, fericirea, dar să mai ai răbdare, să nu te grăbești, să nu încerci să controlezi lucrurile. Lasă să vină de la sine și vei vedea că vei avea parte de succes. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez, vă iubesc și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Și nu numai. Făcând lucrul acesta, noi suntem conectați printr-un fir invizibil. Deja suntem conectați, dar abonându-vă la canalul meu, veți fi mai conectați în ceea ce privesc etalările mele. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută, numai bine! Zodia Pești, haideți să vedem. În această zi văd că veți avea parte de armonie, de serenitate și văd că veți fi liniștiți, veți vedea lucrurile mai clar, se va face lumină în jurul dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Dar văd că timpul are un rol important sau ceva, e nevoie să acționați urgent, e necesit. Aici poate aveți nevoie de timp sau nu mai aveți timpul care aveți nevoie și aveți anumite amintiri, dar și vă gândiți la viitor. În această zi va avea treabă cu trecutul și cu viitorul dumneavoastră și cred că sunteți pe fugă și vă gândiți că vă fuge sau timpul fuge și nu mai aveți timpul necesar pentru a rezolva. E vorba de timp aici. Ceva este urgent. Trebuie să acționați urgent. E necesitate să acționați în ce privește un trecut și pentru viitorul de al dumneavoastră. Văd un bărbat protector aici, un bărbat, un domn, da? Un rang cu stabilitate financiară, poate un bărbat de cultură, inteligent, un bărbat respectos aici care vă va oferi protecția necesară și este generos în ce vă privește. Haideți să vedem. În ce privește această liniște și armonie, veți face o claritate cu o persoană, va fi o discuție, veți avea o minte mai abilă, veți lua o decizie, veți comunica mai bine, dar văd aici și că această armonie vine după o suferință, să spunem așa, după
o veste care ați avut-o sau prin, după acel moment mai tulburător, văd că va reveni armonia în viața noastră și veți sta mai bine. Timpul aici îmi spune că va fi o persoană acolo care vă va da ușurare, va veni în ajutorul dumneavoastră. Și cred că îl așteptați în ziua de mâine, îl veți aștepta să vină în viața noastră, poate în vizită sau să vă ajute. Văd că veți avea parte de ajutorul din partea unui bărbat. Și ce vrește acest bărbat aici și văd o ruptură sau să aveți grijă la acest bărbat că ascunde ceva, vă ascunde. Și văd că veți lua decizia să vă îndepărtați sau să o rupeți cu această persoană sau să nu mai faceți nimic sau... Văd aici că nu este tocmai sincer acest bărbat, da? Sau poate vă autosabotați, nu știu. Fugiți de anumite responsabilități sau de o relație. Haideți să vedem. Aici vi se spune să construcție. Cere ceea ce vrei, ceea ce dorești pentru a construi, pentru a construi viața ta cu familia ta sau pentru. În ce privește construcția, ți se spune să ceri ce ai nevoie, că vei avea parte de ajutor, de ușurare din partea acelui bărbat. Și zice că să accepti poate această ruptură cu acest bărbat sau zice că stai, trăiești un moment de transformare și să accepti acest lucru, da? Pentru că nu poți să faci nimic, nu poți să faci nimic decât să accepti acest lucru, să accepti ceea ce vine pentru că este un moment de transformare. Poate, știți cum se zice, se închide o ușă, se deschide o poartă, într-un rău poate fi un bine, da? Sigur e un bine, numai că nu ne dăm noi seama pe moment. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare, vă doresc tot bine din lume. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsând clopoțelul, veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și nu numai ne vom conecta cu un fir invizibil între mine și dumneavoastră, apăsând acel clopoțel în ce privesc etalările viitoare. V-am pupat, numai bine, sănătate, la revedere!